Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o salată de cartofi de post vegană, mai dietetică, delicioasă, care are un conținut de maioneză, dar această maioneză poate fi cu ulei sau fără ulei. O să vă las sus în dreapta sau jos în descriere, sub video. Atingeți acolo unde scrie mai multe sau altele și veți găsi mai multe rețete de maioneză cu și fără ulei. Mai multe o să găsiți fără ulei. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi tot acolo jos în descriere, dar le voi aminti și acum în acest video. Eu am folosit pentru această rețetă aproximativ 1 kg de cartofi pe care bineînțeles, i-am spălat și i-am fiert în coajă. Eu i-am fiert înainte cu o zi, apoi i-am lăsat la frigider, așa fac la toate salatele de cartofi. Cartoful, când este lăsat la rece, acel amidon pe care îl conțin devine rezistent și sunt mai buni pentru consum. Am folosit și o ceapă roșie pe care am tăiat-o solți, 2-3 cepe verzi tăiate mărunt, 200-250 de grame de ciuperci din acelea mai micuțe, șampinion, bineînțeles gătite, și 2-3 ardei capia copți pe care i-am tăiat fâșii, 100-150 de grame de măsline, din acelea Kalamata am folosit de data aceasta. Sare punem după gust și eu am pus și puțin 2-3 linguri de fulgi de drojdie inactivă, a nu se confunda cu drojdia obișnuită, și 150 de grame de maioneză vegetală, care, așa cum v-am spus, poate fi cu ulei sau fără ulei. Uitați-vă în descriere și alegeți de acolo ce vă place și ce credeți că puteți consuma. Bineînțeles, vom amesteca bine totul. Mai putem adăuga în această salată, dacă dorim, și puțină zeamă de lămâie proaspăt stoarsă. Punem după gust. Deci gustăm și vedem după gustul nostru dacă mai trebuie și să fie puțin mai acruță această salată. Mie îmi place așa să fie cu puțină zeamă de lămâie. Și după ce amestecăm bine, eu am acoperit această salată și am lăsat-o la frigider câteva ore, pentru că acum este cald și îmi place să fie mai rece puțin. Apoi am servit-o. Este delicioasă, dietetică, sănătoasă și vă recomand. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!